Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY Vorbim în filmulețul ăsta despre protecții fie ele siguranțe automate sau fuzibile mărcile facem un top 10 cu ce preferințe am sau ce folosesc de obicei sau mi-aș dori să folosesc, că de multe ori te încurcă lipsa de stoc din România. Și pe calea asta facem un apel la toți furnizorii, poate aduc și ei diferențiale tip A, B, F și MCB-uri tip B. A, începem cu locul 1, și anume A, B, B. N-am ce să explic aici prea mult. De fapt, la primele trei locuri, nu prea am o explicație. Locul 2, Hager. Pe 3, bineînțeles, Simons. Da, aici o să înceapă discuțiile. O să avem pe 2K pe 5 avem El Tropa o 6 Ethan sau Eaton, cum se citește în limba română. 7 A B L 8 Avem GEU, General Electric și nou în caz de urgență Legrand. Da? Am zis că e top 10. Și acum așteptăm comentariile interesante. Frigiderul am golit ca să puteti să l umpleți. No arc. Deci deja văd comentariile venind. De ce nu arc? Și de ce nu altceva? Că sunt încă câteva care am putea să le băgăm aici. Atenție, nu e reclamă la Noarc, deși mi-a trimis Noarc cu niște chestii, știți că eu o spun pe față direct, am niște părți pozitive, părți negative. Primul lucru avem raport preț calitate foarte bun. Da? Asta e unul la mână. A doua la mână, după prețul raport calitate, avem, asta când o scrie și markerul, avem 5 ani garanție, lucru pe care nu-l avem la nicio firmă de aici. Da? Acum, n-aș să vă spun că protecțiile de la Noarc funcționează super bine, bla bla bla, nu le-am testat. Am mai promis și o să-i trimit lunana niște diferențiale că alea sunt de testat, dar și timpii la curbă B, curbă C. Un alt avantaj, dacă acum, în secunda asta, am nevoie de Uh, orice protecție, curba B sau diferențial A, vă garantez că în să zicem maxim 24 de ore, ăsta e primul care ajunge. Da? Chiar există pe, pe stoc. Restul nu avem. Uh, avantaj la Noarc da? uh, arată foarte bine, sunt foarte bine construite. Uh, am avut o impresie proastă la început despre ele pentru că le-am găsit în BMPT-uri, în Firide, în FDCP-uri de la NL și am crezut că au luat ceva mai ieftin ca Comtec. Asta a fost prima impresie. Nu am pus buna pe niciunul, de obicei nu prea pot să umbli la cum îi spune până tablou furnizorului, sunt sigilate. Nu am desocut niciunul. Nu am lucrat cu ele. Parca scris și Răducu că a lucrat undeva cu ele și nu are probleme, le-a pus de ceva ani. Asta până le-am văzut. Și eu și George am ajuns la o concluzie că produsul este chiar ok. Deci, vă repet, nu e reclamă la Noarc. Nu mă plătește Noarc cu nu. Și chiar dacă m-ar plăti și un produs ar fi prost, eu aș spune lucrul ăsta. Dar. Nu le-am cumpărat, nu le-am testat până le-am văzut de când ni le-a trimis Noarcu. Ați văzut filmulețul. Cam asta e. Urmează să le testăm. Sunt mulți care zic, mi-au zis și băieți de la Consolite, că de foarte mult timp le vând. V-am spus, avantaj, preț, preț, calitate, foarte bun. Garanție 5 ani, de-aia le alege lumea și nu e chiar un produs, uh, să zic, sub de un produs ok. Da? Uh, sunt sigur că o să iasă o grămadă de aici, nu putem să comparăm nici ei și știu și ei treaba asta, uh, nu se compară cu ABB, Hager, 2K, Eltropa sau Eaton, dar este peste orice altceva după piața din uh, România. Uh, nu l-am trecut aici pe preferatul meu pe șrac. Uh, Putem să-l trecem, nu știu, la oricare din poziții. Putem să-l trecem undeva la aceeași poziție cu, cu Ethan. Deci mă face dărs markerul ăsta. Șrac ok produsele și sunt cam la același nivel. Acum sper să nu sară Ethan în sus. V-am spus filmețul nu are scop reclamă, nu are bla bla bla, e pur și simplu un top. E părerea mea personală, fiecare își pune ce sentai vrea mușchilețului sau ce contec vrea el. Cam asta la filmulețul ăsta, ne vedem la filmulețul următor. Bye bye!